În zilele de doliu național, toate instituțiile și autoritățile publice, centrale și locale au obligația să arboreze drapelul României în Bernă și drapelul din fața aparatului administrativ din Baia Mare a fost coborât în Bernă, iar în holul imobilului a fost deschisă o carte de condoleanțe pentru cei care doresc să aducă un ultim omagiu regelui Mihai I. Imediat după decesul majestății sale regele Mihai, am pregătit aici în holul Palatului Administrativ o carte de condoleanțe. Cine dorește să își spună ultimele gânduri față de majestatea sa are la dispoziție acest lucru. Potrivit dispozițiilor luate de Guvernul României, zilele 14, 15, 16 decembrie 2017 au fost decretate zile de doliu național. Astfel, potrivit dispoziției articolului 6 din legea 75/1994, privind arborarea drapelului național, astăzi și în zilele următoare, drapelul a fost coborât în Bernă în fața instituției prefectului și a Consiliului Județean. Drapelul României în Bernă va fi arborat la sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, instituțiilor de învățământ și de cultură, misiunilor diplomatice ale României, la punctele pentru trecerea, aeroporturi, porturi, gări și autogări, precum și ca pavilion pe navele de orice fel și pe ambarcațiunile care navighează sub pavilion românesc. Aceeași obligație revine, potrivit legii, și persoanelor fizice dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reședință. Slujba de înmormântare a majestății sale regele Mihai I. va avea loc sâmbătă, 16 decembrie, în noua catedrală de la Curtea de Argeș.